Evenimentul ajuns la cea de-a patra ediție este organizat de Fundația Aeronautică Aurel Vlaicu din Târgu Mureș și Asociația Sportivă Niara de Remitu. Organizatorii promit un program încărcat în care, pe lângă celebrele baloane, fiind așteptați și parapantiști și parașutiști. Până acum, la edițiile anterioare, parada baloanelor cu aer cald a avut un succes răsunător, atât în țară cât și peste granițe. Iar publicul iubitor de senzații tare a fost într-un număr foarte mare, peste 18.000 de persoane. Festivalul face parte din acțiunile cultural-sportive ale Consiliului Județean Mureș, iar intrarea este liberă.